Fraților și stăteșoare, ne vă spunem bun venit la această sărbătoare, unde avem în fața noastră o dovadă de iubire care vine prin Iisus spre mireasă și la mine. O sărbare ca aceasta, ea se naște din iubire, care face să unească într-o strânsă dăruire. O iubire straie albe n-ar putea ușor să scape, să le spunem să se țină din iubire în iubire. Iar acum, stimate mire, am în față dau și ție, să-ți urez ca din iubire să-ți iubești a ta soție. O să nu să fie toată viața ca acum, însă Domnul îți poruncește să o iubești cu drag într-una, să o ajuți și să îndrăgești. Nu atunci când reușește toate, ci atunci când e slăbită sau bolnavă și nu poate să muncească, să gătească și să pună tot pe masă. Chiar și dacă nimeni nu-i permite a fi frumoasă, mai dreptul niciodată să jignești cu mâna ta. Iar ție, scumpăsură, care ești acum mireasă, îți doresc o căsnicie și o inimă aleasă, să-l asculți căsătul tău, cum îți cere Dumnezeu. Și atunci când vin ispite, încercându-le din greu. Nu vrea să fii supusă și vrem tu să-l asculti, nu spunându-l la colegi sau părându-l la părinți. Se vine întotdeauna, ajungând în bun folos, să aveți în voi iubire care vine din Hristos. Acum noi, acei de sală, care suntem rude, frați, să dorim întotdeauna în iubire din păcați. Și mergând pe drumul vieții, cu Iisus chemat la nuntă, veți putea răzbi prin toate ca cei ce plâng. Dar cântăm, vă lăsăm acum cu bine și dorim ca toți frumoși să vă creșteți și copiii, dar în Domnul sănătoși. Ne dorim să nu uitați pe părinți de până seama și să știți că în asta lume nu aveți decât o mamă care v-a purtat în lucru și nu uitați o viață sfântă, ca apoi urmând în cer să nu merge să o mântă. Ca să rog din partea voastră, pe prieteni și pe rude, să mai vină casa noastră, să cântați pentru Iisus, Doamne, Domn și Domnișoare, ca să fiți cu Domnul vieții și în viața viitoare. Ne rugăm să mai venim, chiar de nu urcă la nuntă, să urmăm Mântuitorul ce ne cere viața sfântă. Amin. Amin.